La liceul Halânga, anul acesta au mai rămas aproape 30 de locuri vacante. Profilul inițial al liceului este agricol, iar elevii fug de muncă. Dar mulți nu știu însă că, la finalizarea studiilor, absolvenții vor primi diploma de tehnician veterinar sau tehnician megatronist. Există în ultimii ani o tendință a părinților, în primul rând, de a nu-i îndruma pe copii către profilul de agricultură. Deși eu cred că este nevoie și există un viitor pentru fermele agricole în România, mai ales că se pot accesa fonduri europene destul de importante în domeniul acesta, există însă o tendință de a fugi efectiv de agricultură. La liceul Decebal mai sunt aproape 30 de locuri vacante la specializarea industria lemnului. Practica în fiecare an o desfășoară atât în atelierele școală cât și la firme specializate. Și în fiecare an noi avem cel puțin o clasă de asemenea specializare, pentru că după liceu am observat că ei se angajează. Avem deja foști absolvenți care sunt în cadrul acestor firme și așteaptă și alți elevi acum la rândul lor să-i instruiască. Și la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto au rămas aproape 50 de locuri vacante. Locurile disponibile sunt pentru calificarea de electrician electronist auto, calificare care dă dreptul elevului să facă conducere gratuită în clasa 12 și să poată să obțină un carnet de conducere categoria B fără să plătească. Elevii rămași nerepartizați se vor putea înscrie și la Colegiul Național Lorin Sălăgean. Aici au mai rămas peste 100 de locuri vacante pentru profilele estetică și imagine, mecanic, electrician, designer, vestimentar sau construcții. În total, liceele mhedințene au peste 400 de locuri disponibile.